Femeia din Ucraina care a devenit celebră în România după ce un bătrân i-a oferit 200 de lei drept ajutor umanitar, a sărbătorit ziua de naștere a uneia dintre cele 4 fiice ale sale. Aceasta a primit un mesaj emoționant de la soțul său, care a rămas să lupte pe frontul din țara vecină. Soțul Iuliei a decis să rămână în Ucraina chiar dacă ar fi avut dreptul să părăsească țara, având mai mult de 3 copii. Totuși, și-a dorit să lupte pentru apărarea orașului. De pe front, acesta i-a trimis un mesaj video în care i-a urat la mulți ani fetiței care a împlinit 9 ani. El este protectorul nostru, eroul copiilor mei. Tatăl, ele te așteaptă atât de mult, doar și atât de multă iubire. Astăzi am arătat videoclipul pe care îl ai trimis lui Cuti de ziua ei. Dima, cât a plâns, șoapta ta, cuvintele tale, ochii tăi. Îți mulțumim că ai protejat siguranța copiilor noștri. Eu, la rândul meu, fac tot posibilul ca ei să fie vii, sănătoși și să nu cunoască durerea. Vă așteptăm cu o victorie. Mulțumiri, a reacționat Iulia pe contul ei de Instagram. Cu siguranță voi mai aduce pe lume un al 5-lea copil în Ucraina, pentru că noi, femeile, va trebui să refacem țara cât suntem tinere. Puneți-vă pe picioare, acest război a arătat că apartamentele și mașinile sunt uitate, spațiul este gol. Viața umană este ceea ce este valoros. Prin urmare, după război va veni cel de-al 5-lea, promisiunea, a mai spus femeia care a reușit să ajungă în România după declanșarea războiului. Iulia a devenit cunoscută în România după ce un român i-a oferit 200 de lei într-o benzinărie și a început să plângă. Antrenoarea de fitness pare că și-a găsit liniștea în România alături de cei 4 copii. Iulia este profesoară de fitness și are un site în care i-a ajută pe urmăritorii ei cu programe pentru slăbit. Are peste 100.000 de urmăritori pe pagina ei de Instagram.